Patria este pământul părinților noștri, pământul pe care au trăit și au murit strămoșii noștri, este casa în care locuim, orașul în care noi, părinții noștri și prietenii noștri ne trăim viața, înseamnă plaiurile, amintirile, copilăria, cântecele, mama. Dragostea de țară este un sentiment superior, înseamnă grijă, respect și prețuire, mândrie față de tot ce înseamnă român și România. Înseamnă dragostea pentru semeni, pentru limba pe care o vorbim, pentru tradițiile și credința țării noastre, înseamnă păstrarea identității naționale, a valorilor neamului nostru. Fiecare, acolo unde suntem, prin gesturi simple, putem fi patrioți, putem contribui la evoluția României, să fim profesioniști în domeniul nostru de activitate, să fim gospodari acolo unde locuim, să ne dovedim a fi oameni verticali, cu emoții, valori și principii sănătoase. De ziua națională, elevii școlii au fost antrenați într-o activitate deosebită, inedită, ca în fiecare an. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, cadrele didactice și elevii s-au prins în horă simbolică, în ritmul cântecelor patriotice, sub culorile tricolorului, într-un decor deosebit, specific momentului, imortalizat prin fotografii și filmare cu drona. Felicitări tuturor cadrelor didactice care au desfășurat activități educative cu elevii pe tema zilei de 1 decembrie, atât de la ciclul primar cât și de la ciclul gimnazial!